În imediat după în ziua de 24 am ieșit cu careva declarații, v-am anunțat care este viziunea noastră. De atunci se conturau careva semne de infracțiune. Acum persoanele sunt în instanța de judecată pentru a le se aplica măsura de reprimare. Noi în continuare vom activa pe acest dosar. În continuare chem societatea prin intermediul nostru să ne anunțe despre persoanele care au fost violente sau dacă au alte informații ce ar fi folositoare pentru urmările penală. Vor fi audiate și persoanele din rândul organizatorilor. Cu părere de rău, astăzi iar avem un fapt de violență. Un reporter a fost agresat de unul din protestatari care reprezintă platforma. La fel, cu îngrijorare vă spun că două persoane din aceste patru au fost certați cu legea, au fost anterior judecate pentru săvârșirea jafului și pricinuire de vătămări corporale. Mi se pare cam ciudat că inițial reprezentanții protestelor spuneau că acei care au aruncat pietre sunt niște provocatori, dar astăzi tot ei sar în apărarea lor, de fapt recunoscând că sunt partea lor. Cam asta a fost mesajul meu. Profitând de ocazie, vă spun că în viitoarea, peste o săptămână, îți vă chem la un offline și atunci vom discuta la alte întrebări care vă vor